acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De-n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Blasie să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Au rânduit ca înainte de marele praznic al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos să fie o duminică numită Duminica dinaintea nașterii lui Iisus Hristos. Duminica care este astăzi, fiindcă joi știm că este nașterea Domnului, care durează 3 zile, a doua zi prăznuind pe soborul Maicii Domnului și a treia zi pe Sfântul întâi mucenic și Arhidiacon Ștefan. Dar toate cele 3 zile sunt închinate marelui praznic al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Această duminică cuprinde Evanghelia care ați auzit-o și pe care eu am mai spus-o și cu alte ocazii, greu o înțelegeam. Acea înșiruire de multe nume, de multe ori, părinții diaconi sau un preot stâlcești numele, dar iată că astăzi părintele Ierodiacon Onufri a citit-o destul de clar. Și cred că am fost atenți, dar trebuie tâlcuită această Sfântă Evanghelie de astăzi, în care ne spune Evanghelistul Matei, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și începe acea șiruire de 3 ori către 14 neamuri. De la Avram până la David, 14 neamuri. De la David până la strămutarea poporului ales al lui Israel în Babilon, în robia Babilonului, încă 14 neamuri. De la întoarcerea din robia babiloniană până la nașterea lui Iisus Hristos, încă 14 neamuri. Și pe urmă am auzit cum ne spune Evanghelistul că nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Foarte pe scurt și pe înțelesul tuturor, că logodită fiind Maria cu Iosif, logodnicul său, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt și văzând-o bătrânului și dreptul Iosif, a vrut într-o ascuns să o lasă pe ea. Dar iată că Îngerul Domnului s-a arătat în vis bătrânului Iosif, logodnicului, și i-a spus: nu te teme, Iosive, că ce s-a zămisit în pântecele acestei fecioare, curate și preacurate de la Duhul Sfânt este, fiindcă trebuie să se împlinească, să se îndeplinească prorociile cele de demult, făcute cu multe sute de ani înainte de venirea pruncului Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Că așa i-a spus Îngerul Domnului bătrânului Iosif: va naște fiul și vei chema numele lui Iisus, care va însemna că va fi mântuitor al poporului, al omenirii, de păcatele lor. Și ascultând bătrânul Iosif, a luat-o pe logodnica sa, pe Fecioara Maria, care la vreme potrivită, după cum bine știm, a născut pe Iisus Hristos, și s-a primit altă prorocie a marelui proroc Isaia, că iată Fecioara în pântece va lua și va naște fiul. Se va chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Și a născut, se încheie Evanghelia de astăzi, fraților creștini, a născut Maria și a, pe pruncul și a pus numele, după cum a fost și prorocit și spus de Arhanghel, numele Iisus. Iată, iubiților credincioși, cuprinsul Sfintei Evanghelie de astăzi. Stăm și ne întrebăm, că este bine omul să-și pună întrebări. Nu merge așa într-un tuneric prin viața aceasta, mai ales când vrei să faci sau să descoperi lucruri neștiute și necunoscute ție până atunci. Așa și noi stăm și ne întrebăm, de ce a trebuit să ne spună
spița neamului lui Iisus Hristos, Evanghelistul Matei și Evanghelistul Luca, care vine pe succesiune până la Adam, considerând că Iisus Hristos este Adam cel nou, iar Evanghelistul Matei ne spune că acest Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este a doua față a Dumnezeirii a Sfintei Trăimi, s-a pogorât din înaltul cerului pe pământ ca să mântuiască neamul omenesc, cu scopul ca pe noi să ne îndumnezeiască. El s-a pogorât, s-a făcut om, ca pe noi să ne facă Dumnezei. Și ca să ne dăm seama că și El a fost Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ne-a adus aminte astăzi prin această Sfântă Evanghelie și prin acele nume că s-a tras trupește din niște oameni, din niște părinți, din Maica Domnului, după trup, de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, după Duh. Dar de ce spune că Iisus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avram? Am auzit, fraților creștini, pe Apostolul Pavel spunându-ne nouă astăzi în epistolia sa despre acest Avram, care este supranumit Părintele Credinței, că a lăsat după un glas dumnezeiesc care i-a șoptit la ureche: ieși din pământul tău, din rudenia ta și du-te în pământul în care ți-l voi arăta ție. Și spune Sfântul Pavel, prin credință Avram a făcut aceste lucruri, arătându-ne și nouă că și Avram, și Iisus Hristos, și toți prorocii și drepții din Vechiul Testament, care am auzit și știm câte au pătimit în cojoace și în pei de capre, în crăpăturile pământului, batjocoriți fiind de cei ce nu credeau propovăduirii lor și credinții și vețuirii lor celei drepte. Dar iată, aceștia n-au primit făgăduința, cum spune Marele Pavel, ci Dumnezeu a vrut ca împreună cu noi, cei de după venirea Mântuitorului pe pământ, împreună să luăm făgăduința, adică mântuirea. Ceea ce s-a și întâmplat când s-a pogorât Iisus Hristos în iad și a scos pe cei drepți din chinurile iadului și i-a dus în fericirea veșnică. Ceea ce va face cu toți acei care prin credință și prin fapte de credință, prin răbdare, prin smerenie, prin milostenie, vor și vrem să moștenim împărăția cerurilor. Așadar, fraților creștini, să învățăm din spița neamului lui Iisus Hristos, dacă El s-a tras din oameni, s-a tras din Maica Domnului, care a fost o femeie, o ființă născută din părinții Ioachim și Ana, nu de la Duhul Sfânt, cum susțin catolicii Biserica Apuseană, ce s-a născut din bărbat și din femeie. Numai Iisus Hristos s-a născut de la Duhul Sfânt și din trupul Preacuratei Fecioarei Maria. Pentru aceasta trăim vremuri care ne vedem, fraților creștini, și ne punem întrebarea ce să facem noi ca să ne putem mântui. Dar nu știu câți dintre noi ne punem această problemă a mântuirii. Chiar dacă Dumnezeu ne pedepsește, noi totuși vrem să trăim aici cât mai mult și cât mai bine. Toți ne rugăm și cerem la Dumnezeu să ducă pandemia de la noi. Dar vedeți, dacă drepții din legea veche au așteptat, au răbdat, au ascultat și numai la vremea potrivită Dumnezeu i-a izbăvit din chinurile iadului, așa și noi trebuie să răbdăm, să așteptăm, să ne rugăm, să ne smerim, să facem cele cuvincioase unui copil. Un copil când se naște, tu, părinte, mamă și tată și cei din jur, nu poți să ai pretenție, un om sănătos la minte, copilul acela să înțeleagă din prima ceea ce înțelegi tu, adult, mamă sau tată. Așa și noi nu putem să înțelegem tainele dumnezeirii. Taina mântuirii omului este o taină și taina nu suferă ispitire, spune Marele Pavel, Apostolul Neamurilor. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat pe noi pe pământ, ne-a lăsat cu un scop. Și scopul principal este mântuirea sufletelor noastre. Dar noi gândim că scopul nostru este să creștem, să zidim case, palate și nu este un lucru rău. Este un lucru tot lăsat de la Dumnezeu, fiindcă avem și trup și trupul acesta este haina sau casa sufletului.
Dar cel mai mult omul trebuie să se îngrijească de suflet, de cămașa aceea curată pe care am primit-o fiecare de la Sfântul Botez. Și văzând Dumnezeu din cer, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, că oamenii s-au abătut de la calea dreptății, a început să bată omenirea de la început, de la Adam și Eva, și o va bate în continuare. Mulți ne întrebăm când vom scăpa de COVID-19. Răspunsul este la Dumnezeu și putem să-L aflăm și noi când ne vom pocăi, când ne vom întoarce de la calea răutății la calea adevărului și a dreptății. Mă întreba cineva zilele trecute, un cetățean, părinte, oare cum va fi anul 2021? Iar eu le-am răspuns pe moment, gândindu-mă așa, dacă noi vom fi oameni într-adevăratul sens al cuvântului și ne vom da seama cine suntem și ce misiune avem și ne vom pocăi și vom fi mai buni, Dumnezeu va da un an mai bun. Iar dacă nu, să nu ne așteptăm, frate creștine și fraților creștini, ca Dumnezeu să ne ierte așa din prima numai cu o singură palmă. Aduceți-vă aminte care aveți o vârstă când se proceda copilul să primească pedeapsă de la părinți prin bătăi și de la profesor la școală, ceea ce astăzi este interzis. De ce este interzis? Nimeni să nu mai știe de frica nimănui. Toți să fim șefi, toți trebuie, avem noi ceva de spus în fața celuilalt. Nimeni nu vrea să se mai sperească cel mic în fața celui mare. Și atunci, văzând Dumnezeu nesupunerea și nepăzirea poruncilor, ne bate în continuare. Eu, din firea mea, care mă cunoaște, sunt o fire optimistă. Și cred că este foarte bine să fim optimiști, mai ales la vremuri de necaz. Nu trebuie să ne descurajăm. Dacă marele proroc Isaia a prorocit și astăzi am auzit în Sfânta Evanghelie că va naște Fecioara un fiu și se va chema Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Copiii, experiența aceasta din lumea noastră, când se văd în brațele părinților sau în preajma părinților, sunt în cea mai mare siguranță. Așa și noi, dacă suntem copiii lui Dumnezeu și pe bună dreptate suntem fiii lui Dumnezeu după dar. Dacă noi conștientizăm că suntem copii și nu suntem părinți și Părintele Ceresc ne ocrotește mai mult decât ocrotim noi la rândul nostru pe cei mici și de în jurul nostru, pentru ce să ne temem? Că ne bate Dumnezeu din totdeauna să căutăm să nu fugim din calea prigoanelor și a necazurilor și a durerilor. Ce a făcut Ștefan cel Mare? Ce a făcut transilvanenii creștini care au păzit credința adevărată ortodoxă și nu s-au închinat apusului și papei? Au stat în fața prigonitorilor, cum au stat prorocii, cum au stat Avram, cum a stat David, cum a stat Iesei, cum a stat toți drepții Vechiului Testament, și apostolii și cuvioșii și mucenicii. Așadar și noi, această cale, iubiți credincioși, trebuie să o urmăm. Să nu scornim noi alte căi de urmare a lui Dumnezeu. Se spune că acea cale sau căile bătătorite sunt cele mai bune de circulat pe ele. Și duhovnicește vorbind, căile bătătorite de sfinți și de înaintașii noștri, pe acelea să le urmăm. Sunt zile de post. Încă mai avem câteva zile de post. Părintele Visarion mi-a spus că deja a umblat cu ajunul cu vestirea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și bine a făcut. Și să-i mulțumim și să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că v-a dat această Sfântă Biserică aici în orașul unde eu cândva am făcut armata, stagiu militar. Oraș plăcut mie. De aceea mă bucur că astăzi sunt în mijlocul frăților voastre și am slujit Sfânta Liturghie împreună cu părinții și cu frățiile voastre. Dar să învățăm și eu și dumneavoastră, să învățăm ceva din această duminică dinaintea nașterii lui Iisus Hristos. Învățătura cea mai bună este răbdarea. Așa i-am continuat eu acelui creștin. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea răbdare și înțelepciune. Căci fără de răbdare și dreaptă înțelegere, să știți că lumea se va rătăci. Și deja vedem,
mulți a intrat frica. Este, fraților creștini, prorocie că vor muri oamenii de frică. Se vor duce la morminte să strige, ieșiți voi morților, să intrăm noi de vii. Dar de ce și cine va ajunge în acea situație? Acei care vor fi înfricoșați de necazurile care vor veni pe fața pământului peste omenire. Dar un creștin adevărat nu se va teme, că și cu noi este Dumnezeu. Dacă cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamul și vă plecați, adică să înțelegem și noi creștinii, că își vedeți că Dumnezeu n-a venit numai pentru poporul ales Israel, pentru evrei, pentru jidani. A venit și pentru tot omul care s-a născut sau se va naște în lumea aceasta. Vrea ca tot omul să mântuiască la cunoștința adevărului să vină. În spița neamului lui Iisus Hristos am văzut pronunțându-se patru nume de femei, femei care nu erau din seminția lui Israel, arătându-ne nouă Dumnezeu că este chemat și bărbatul și femeia, și bătrânul și tânărul, și copilul și adultul, toți suntem chemați la mântuire. Dar vedeți ce a făcut Satana pe pământ? Totdeauna deviza aceasta a fost la mare cinste, dezbină și împărățește. Oare pentru ce este această pandemie, această bătaie de la Dumnezeu? Ca să ne despartă sau să ne apropie? Dacă și Papa de la Roma, care este considerat anticristul pământului și cardinalii lui contestă, spunând că este cu globaliștii, iată că și el a menționat că trebuie un vaccin pentru suflet, spunând cel mai bun vaccin este apropierea oamenilor, dar dacă citim printre rânduri, ecumeniștii ce vor să facă? Să apropie omenirea să se închine lui Antichrist, nu lui Mesia, lui Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Dar noi trăgând foc la oala noastră, spun această expresie, să înțelegem, vaccinul sufletesc este apropierea dintre noi, necârtirea, nejudecarea, să-și vadă fiecare de lucrul lui, fiecare să fie cu gândul la mântuirea sufletului său și dacă poate să-l ajute și pe cel de lângă el, cu atât mai bine. Dar în lumea aceasta dispersată, cum vine uliul fraților creștini sau păsările acestea care mănâncă alte păsări și fug în toate direcțiile, așa a făcut Satana acum, diavolul. Dumnezeu a dat bătaia, palma aceasta pentru păcatele noastre și când spun ale noastre, ale noastre, ale creștinilor și nu ale păgânilor și suntem continui ideea, suntem direct responsabili noi creștini adevărați, ortodoxi și adevărați, care ne batem cu pumnul în piept că suntem pe stil vechi din mama și din tata, suntem mult mai vinovați de ce se întâmplă în lume negativ. Pentru aceasta să luăm aminte. Dacă vrem să fim cu Hristos, trebuie să fim cu dragoste către aproapele și către Dumnezeu. Ce folosește omului că trăiești un an de la naștere, sau 10, sau 20, sau 50, sau 80, sau 100? Cândva tot vom părăsi pământul. Important, iubiților credincioși, este cum trăim pe pământ și cum plecăm de pe pământ. De aceea prorocii și drepții din legea veche, pe care, a căror nume le-am auzit astăzi, trăiau cu speranța, cu nădejdea, cu credința în Dumnezeu, cândva se va naște un izbăvitor, ceea ce s-a și întâmplat. Iar noi cei de astăzi îl avem, se va naște din nou în peștera din Betleem, să-l primim cu colinde. M-am bucurat aseară că m-au colindat și ne-au colindat copiii atât de frumos, să le dea Dumnezeu minte întreagă, să nu-i cuprindă Satana cu Duhul acesta care, ca o furtună, ca bate de la un capăt al altul al pământului, cu modernismul, cu internetul. Când mă uitam la acei copii aseară, erau ca niște îngeri. Dar dacă îi vezi pe copil cu telefonul în mână, se duce chipul acela al lui Hristos, curățenia aceea sufletească a copilului, a pruncului. Așadar, feriți cât puteți, spun cât puteți, că vedeți Satana ce a făcut, nu poți trăi fără aceste aparaturi ultramoderne și încă nu s-a descoperit totul.
Are satana arme secrete care ne va scoate la vreme potrivită ca să cuprindă pe toată omenirea dacă este cu putință. Fac o specificare. Mulți se tem și tot întreabă și întrebăm ce să facem. S-a început vaccinarea și în țara noastră și la nivel global. Răspunsul corect nu este al meu. Al meu este o părere. Dar răspunsul corect este la Dumnezeu. Este în Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul, care a spus că vor scorni instrumente prin care vor constrânge omenirea. Nu spune că te va obliga. Vedeți cu ce înșelăciune vine, de va fi cu putință și pe ce ales să înșele. Am auzit creștini de-a noștri, născuți, crescuți în dreapta credință, a dat un pic de răceală în ei, numit COVID-19, s-au vindecat și stau, abia așteaptă să se vaccineze. Mare greșeală, fraților creștini! Dacă înainte ne mai gândeam că omenirea va mai merge, iată că astăzi este momentul să spunem că nu este mult până departe. Nu știm noi, nu pot să spun eu astăzi, aici ar fi o greșeală, că mâine sau la anul sau nu știu după cât timp vine sfârșitul lumii. Dar începuturile se văd și se văd cu ochiul liber. Nu trebuie nimic aparatură modernă ca să vezi că cele scrise în Sfintele Scripturi și în Evanghelie se petrec sub ochii noștri. Așadar, sfatul meu, feriți-vă de aceste lucrări ale Anticristului. Și vedeți oameni de știință, oameni care dețin informație, nu vor să primească vaccinul. Oare aceia se gândesc la suflet sau se gândesc să trăiască cât mai mult trupește? Cu siguranță mulți dintre ei nu vor să se îmbolnăvească în continuare. Iar noi care știm că ne-am născut să trăim cât vrea Dumnezeu pe pământ și trebuie să trăim cum vrea Dumnezeu și noi n-am făcut acest lucru, la ce ne așteptăm? Ne așteptăm să trăim veșnic? Să ne așteptăm să murim? Dar important, cum o să murim? Am spus-o și o repet și aici. Vedeți mila lui Dumnezeu cât de mare este? Acest virus ia, trimite la Dumnezeu în cer, dacă ești un creștin bun, spovedit, împărtășit, oameni de vârsta a treia, după 65 de ani. Și dacă de la 60 de ani în sus nu ești un pic pregătit pentru trecerea din viața de aici, când să te pocăiești? Când să lași păcatele? Când să lași luxul și distracții de la 100 de ani, când vine pentru ultima dată preotul să te spovedească sau să te împărtășească, dacă mai are pe cine, cu cine vorbi? Iată cum diavolul ne înșală, iubiților credincioși, crezând noi că suntem nemuritori și veșnici. Mila lui Dumnezeu a fost peste tot pământul și va fi. De aceea se spune că vor veni mulți de cele patru puncte cardinale ale pământului, se vor mântui, se vor întoarce la Dumnezeu. Bărbați și femei, păgâni, atei, necredincioși, sectanți, musulmani, catolici, vor cunoaște adevărul, fiindcă Dumnezeu a fost, este și va fi în veci. Pentru aceasta, iubiților credincioși, nu vă înfricoșați absolut deloc, atâta timp cât biserica este liberă. Și atunci când se va închide, istoria se repetă. Dacă cei dinainte au mers în cojoace și în pei de capre, cei de la urmă tot la fel vor fi. Biserica lui Iisus Hristos a fost în prigoană totdeauna, dar mai ales la începuturile creștinismului, când s-a făcut atâția și atâția sfinți, pământul îmbibat de sânge de creștini, transformat în mucenici, iar cerul plin de sfinți mucenici. Așa va fi și cu mult mai mult va fi la sfârșitul veacurilor. Creștini care vor lăsa și casă, și masă, și copii, și femeie, și soț, și serviți, și orice, vor fi oameni. Acum vă întrebați, cum să nu primesc vaccinul, dacă în avion nu pot să mă urc, la servici nu mă voi putea duce, copiii la școală nu vor putea să meargă, ce facem noi? Păi ce facem? Vrem să trăim aici sau dincolo rai? Și întrebarea aceasta și-a pus-o mulți, dar și-au răspuns îndată creștinii de odinioară, nu ne trebuie absolut nimic. Citeam când, de curând într-o carte despre creștinii din Ardeal când erau forțați să plece sau să se dea la catolicism. Ei, mulți dintre ei, s-au dat, dar foarte mulți au preferat exilul. S-au dus în Moldova și au luat caie și ce au găsit pe ei, cât au putut să transporte,
și au lăsat și casă și pământul și tot. La sfârșit va fi mai rău, iubiților credincioși. Și când spun mai rău, rău pentru trup, dar pentru suflet va fi mult mai bine. Când te debarasezi de niște lucruri, când ai ajuns seara în casă, obosit după munca zilnică și ai făcut o baie, te-ai schimbat de hainele de lucruri, parcă te simți alt om. Așa va fi cu creștinii de la sfârșit care vor vrea să se mântuiască. Ne vom schimba de hainele acestea ale păcatului, ajutați de Dumnezeu, noi nu putem singuri. Copilul când este mic nu se poate schimba singur. Și adulții de multe ori au nevoie de ajutor, mai ales cei bolnavi. Așa și noi să ne ajutăm unul pe altul, iubiților credincioși, să ne înțelegem unul pe celălalt, lăsând bârfa și arătarea cu degetul. Sfânta Barbara, că s-a pomenit de curând, ați văzut cum a arătat-o tatălui său Dioscor, unul din ciobani, erau doi, unul arăta cu degetul. A spus-o de la Sfânta Barbara în mai multe rânduri și locuri și o repet și aici, să lăsăm degetul arătător, arătând spre ceilalți, să arătăm spre noi, spre mintea, conștiința și spre inima noastră. Să nu mai învinuim că din cauza lui cutare nu pot eu să mă mântuiesc, din cauza lui cutare nu pot eu să am viață liniștită, din cauza noastră. Pandemia este în interiorul nostru, fiindcă ne urâm mai mult decât alte perioade ale istoriei omenirii. Pentru aceasta, iubiților credincioși, credința lui Avram, să ne rugăm să ne dea bunul Dumnezeu, a lui David și a tuturor dreptilor din legea veche, să urmăm pe urmele apostolilor, ale mucenicilor și ale cuvioșilor, dar fiecare într-o asa rânduială și la vremea potrivită. Nu putem acum, după ce am plecat din biserică, să lăsăm totul, nu mai mergem la casele noastre, că Preasfințitul Dionisie ne-a spus că va veni vremea să ne lăsăm cum le-au lăsat înaintașii noștri. Încă este vreme liniștită, încă nu ne-a bătut Dumnezeu destul. Așadar, să mergem mulțumiți la casele noastre, fiecare de unde am venit, să ne aducem aminte că astăzi este o zi importantă, duminica dinaintea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Părintele Visarion, privind prin biserică, spunea, parcă este cam puțină lume. Eu am motivat, v-am acoperit în fața Părintelui, dar nu am făcut bine, spun eu. Vă spun în față ce a spus Părintelui. Poate se pregătesc, au fost duminicile anterioare, și se pregătesc să vină cu micul mare de nașterea Mântuitorului. Dar dacă va fi servici, parcă văd că seara la priveghere, cum este obicei în creștinismul nostru, în biserica noastră din România, puține biserici de la noi din țară sunt cu creștini la priveghere sau sâmbătă seara la slujba utreniei. Nu că m-a rugat Părintele Visarion să vă spun. Vă spun că Dumnezeu așa vrea să ne aibă, lângă El, ca niște copii cu minți. Dacă la servici te duci când trebuie, la școală de asemenea, la biserică de ce venim noi când vrem și când ne vine nouă să ne trezim dimineață, duminica sau sărbătoarea, sau în zile de praznic. Ce este mai rău în praznice împărătești și duminica, creștinul încă mai doarme după ce a bătut clopotul la biserică. Sunteți avantajați aici, văd că sună clopotul la 7, la Galați tot la 7. Căci orășenii, cum spunea Părintele Teofilac, au de mulți vaca și de făcut nu știu ce lucruri prin gospodărie și de aceea nu pot să vină dimineața la biserică. Iubiților credincioși, am trăit la mănăstirea Slătioara 10 ani, 5 pe timpul comunismului. Și cine erau creștinii primii din biserică de la mănăstirea Slătioara? Creștinii din Păiseni și din Poiana Mărului, de peste munți și dealuri. Și iarna și vara erau primii la biserică, când dădea preotul binecuvântare, ei se ridicau din străni. Apoi veneau cei din sat sau veneau alții din alte părți. De multe ori și călugării se trezeau mai târziu. Vă spun aceste lucruri fiindcă nu trebuie să le uităm niciodată. Cum puteau aceia care nu aveau mașini, nu aveau mijloacele acestea moderne ale noastre, nu aveau confortul nostru,
și totuși se sacrificau pentru Dumnezeu, pentru mântuirea sufletelor lor. Dacă vrem să ne mântuim, haideți să urmăm exemplul, începând chiar de astăzi. Mergeți la casă, ce făceam noi când veneam de la biserică? Stăteam la masă, ne odihneam și apoi citeam prin Vețile Sfinților, că nu ne lăsa mama sau tata sau bunicii să ne ducem imediat pe la joacă. Și după aceea, dacă citeam O Viață de Sfânt, ne lăsa să ne mai și jucăm pe la poartă, nu plecați peste mări și țări sau nu știu pe unde prin sat, ca să stea părinții cu grijă. Iată că astăzi aceste lucruri spunem că nu mai sunt posibile. Ba sunt și vor fi posibile dacă vom gândi creștinește. Creștinismul nu a fost pentru o perioadă, a fost, este și va fi pentru toți acei care vor să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Iubiților credincioși, mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a învrednicit și m-a ajutat să fiu astăzi în mijlocul frăților voastre. Mulțumesc preasfințitului Teodosie care mi-a dat binecuvântare, episcopul locului, că așa este frumos și canonic când intre într-o eparhie să ții binecuvântarea episcopului eparhiot. Ceea ce am făcut și a făcut-o preasfințitul cu bucurie, cu inimă bună. Îi mulțumesc încă o dată. Mulțumesc părinților care m-au primit cu dragostea lor călugărească de oameni al lui Dumnezeu, oameni simpli, dar mari la suflet, la spirit. Mulțumesc cântăreților, mă așteptam să fie stradă frumoasă, că aici este școala de cântări, nu patronată. Părintele Onufrie nu este un patron, nu este un profesor, este un om cărăzit cu darul de la Dumnezeu să ajute și pe cei din jurul său. Vă mulțumesc frăților voastre că ați avut dragoste să veniți la Sfânta și Dumnezeiasca Biserică, să ascultați Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și vă doresc în continuare zile de post, câte au mai rămas, 3 la număr, cu binecuvântare, care nu v-ați povedit, faceți-o, cu toate că nu este bine să te lași pe ultima sută de metri, spovedania și împărtășania. Și nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos să vă aducă bucurii totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâine la ora 10, părinții și cu ajutorul bunului Dumnezeu voi fi și eu, se va face Sfântul Maslu, una din tainele acelea 7 la număr ale bisericii, care ajută foarte mult, nu numai bolnavilor, trupește. Mulți creștini spun că Sfântul Maslu este pentru bolnavii care se apropie de mormânt, de groapă. În această boală comună este extraordinară taina Sfântului Maslu, dar mai ales pentru bolile sufletești, care avem, dacă bolnav trupește de COVID și de alte boli, nu suntem și nu suntem, bolnavi sufletește suntem cu toții, așadar, valabilă este taina Sfântului Maslu și pentru mine, și pentru părinți, și pentru frățile voastre. Vă așteptăm, trăiți la mulți ani! Să trăiți!